Paris, 1780. Un oraș plin de contraste, cu o societate divizată între luxul orbitor al aristocraților și sărăcia în creșterea poporului. La curtea Franței, dominată de regele Ludovic al XVI-lea și soția sa Maria Antoaneta, fiecare zi aduce o nouă poveste, o nouă intrigă. Printre acestea se conturează o poveste incredibilă care avea să distrugă reputația reginei Franței și să zguduie din temelii încrederea monarhiei. Totul începe cu un colier de o frumusețe rară, o bijuterie pe care nici măcar o regină nu și-ar fi permis -o. Pentru a înțelege acest scandal, trebuie să știm cum a apărut colierul în discuție. În 1772, regele Ludovic al XV-lea a decis să-i facă metresei sale Madame du Berry, de care era îndrăgostit nebunește, un cadou special, estimat la 2 milioane de livre, aproximativ 15 milioane de dolari în prezent. El a cerut ca bijutierii parizieni Bömer și Bassange să creeze un colier de diamante care să le depășească pe toate celelalte în grandoare. Bijutierii au avut nevoie de mai mulți ani și de o sumă mare de bani pentru a acumula un set adecvat de diamante. Între timp, Ludovic al XV-lea a murit și Madame du a fost alungată de la curte de către succesorul său. Bijutierii au sperat că noua regina Franței, Maria Antoaneta, l-ar putea cumpăra și, într-adevăr, în 1778, noul rege, Ludovic al XVI-lea, l-a oferit soției sale drept cadou, dar ea nu l-a acceptat. Se spune că Regina l-a refuzat, afirmând că banii ar fi putut fi mai bine cheltuiți pentru echiparea soldaților. Unii au afirmat că Maria Antoaneta a refuzat colierul deoarece nu a vrut să poartă o bijuterie care a fost proiectată pentru o altă femeie, mai ales că acea femeie fusese o curtezană pe care ea nu o plăcea. Potrivit altora, Ludovic al XVI-lea s-a răzgândit. Începutul scandalului este legat de o contesă dubioasă, Jean de Valois, autointitulată Contesă de la Mot, care s-a dat drept descendentă a fostei familie regale franceze Valois, dar ale cărei legături cu nobilimea erau destul de îndoielnice. Dându-și seama că veniturile mizerii ale soțului ei nu îi vor permite niciodată să ducă stilul de viață extravagant pe care și-l dorea, la mot a crezut că poate câștiga favorurile reginei însăși, care, aflând de trecutul dubios al acesteia, a refuzat să o întâlnească. Fără să se lase intimidată, la și-a luat un amant, prin intermediul căruia a ajuns la curtea Franței și, în 1783, a devenit și amanta cardinalului de Rohan. Cardinalul, care fusese ambasadorul Franței la Viena cu câțiva ani mai devreme, căzuse în disgrație reginei Maria Antoaneta și nu dorea altceva decât să recâștige aprobarea regală. La mod, o escuracă născută l-a convins pe cardinal că se bucură de favorurile secrete ale reginei. Auzind acest lucru, cardinalul a hotărât să se folosească de ea pentru a câștiga bunăvoința reginei. La mot l-a încurajat pe Roan să înceapă să-i scrie reginei și a pretins că îi va transmite scrisorile. În realitate, ea și-a creat propriile răspunsuri, lăsând impresia că provin de la regină. În aceste scrisori false, regina vorbea despre dorința sa de a avea colierul, dar conștientă de reticența regelui de a-l cumpăra, din cauza situației financiare dezastruoase a țării, spera ca îndatoritorul cardinal să-i poată împrumuta banii ca o favoare secretă. Cardinalul a crezut că aceste scrisori sunt autentice și a fost de acord să cumpere colierul pentru regină. O întâlnire secretă nocturnă a fost aranjată în grădina Palatului Versailles, unde cardinalul urma să o întâlnească pe regină. În realitate, la mot a trimis o prostituată care se cu regina. Femeia, asumându-și rolul de regină, i-a promis să uite neînțelegerile lor din trecut. Acum, complet convins de relația sa apropiată cu regina, Cardinalul a contactat bijutierii, acceptând să plătească colierul în rate. Bijutierilor le s-a spus să dea colierul lui Lamot, care l-a predat soțului ei. Acesta a început imediat să vândă diamantele la Londra. Escrocherie a fost descoperită când cardinalul nu a reușit să achite colierul. Bijutierii s-au plâns reginei. A urmat o adevărată lovitură de teatru, Cardinalul a fost arestat împreună cu Lamot. Ludovic al XVI-lea și Maria Antoaneta, care nu știau nimic de excrocherie, au decis să acționeze public în justiție pentru a-și apăra onoarea. Din păcate, acest lucru a avut efectul opus, distrugând reputația reginei, despre care mulți credeau că a manipulat-o pe Lamot pentru a se răzbuna pe dușmanul său, cardinalul. În ochii poporului, Maria Antoneta devine un simbol al extravaganței și al luxului nejustificat. În urma unui proces senzațional la acea vreme, cardinalul a fost achitat și exilat la una dintre proprietățile sale din sudul Franței. Jean de la Mot, aventurierea din centru poveștii, a fost găsită vinovată și condamnată să fie biciuită, însemnată cu fierul înroșit și închisă pe viață în salpetrier, o închisoare pentru prostituate. Cu toate acestea, a reușit să evadeze, deghizată în băiat, și să ajungă la Londra, unde, în 1789, și-a publicat memoriile. Deloc surprinzător, i-a învinuit-o pe Maria Antoaneta pentru întreaga afacere. Scandalul colierului a avut repercusiuni devastatoare asupra reputației Maria Antoaneta, deși ea nu avusese nicio implicare reală în această înșelătorie. Reputația reginei nu avea să-și mai revină niciodată după acest incident. Regina a devenit un simbol al opulenței și corupției, iar poporul o considera vinovată pentru starea de sărăcie a Franței. Scandalul colierului a alimentat ura populară și a fost unul dintre factorii care au precipitat evenimentele ce aveau să ducă la Revoluția franceză și la condamnarea la moarte a regelui și a reginei. Întrebarea rămâne însă. Dacă nu ar fi existat acest scandal, ar mai fi avut aceea soartă Maria Antoaneta și Ludovic al XVI-lea? Cert este faptul că scandalul colierului a lăsat o cicatrice adâncă în istoria Franței, nu doar prin dimensiunea înșelătoriei, ci și prin impactul de neșters asupra imaginii Maria Antoaneta. Dar cine era cu adevărat această regină? Maria Antoinette a fost una dintre cele mai controversate și fascinante figuri ale istoriei Franței, trăind o viață marcată de lux, scandaluri și tragedii. Ca soție a regelui Ludovic al XVI-lea, ea a devenit un simbol al opulenței excesive în ochii poporului francez și, în același timp, o figură care a inspirat atât admirație cât și dispreț profund. La Versailles, Maria Antoinette a devenit cunoscută pentru gustul extravagant iubea rochiile fastoase, bijuteriile și petrecerile, iar acest stil de viață oponent a fost amplificat de reședința construită pentru ea, unde s-a înconjurat de un cerc restrâns de prieteni și s-a dedicat distracțiilor departe de ochii curții. Aceste obiceiuri au alimentat resentimentele față de ea, iar mulți o vedeau drept un simbol al luxului fără măsură, mai ales în contextul crizei economice din Franța deși inițial regina nu a fost văzută negativ de popor, zvonurile despre petrecerile extravagante și scandalurile din jurul său, cum a fost scandalul colierului, au deteriorat treptat imaginea sa. Percepția publică era că regina ignora suferințele poporului. Această imagine nedreaptă, amplificată de propagandă, a transformat-o într-un simbol al injustiției sociale, chiar dacă, în realitate, ea avea o influență redusă asupra deciziilor politice și financiare. Ultimii ani ai Maria Antoneta au fost marcați de suferință profundă și de pierderea aproape tuturor celor dragi. A fost martora execuției soțului său, a fost separată de copiii ei și a îndurat condiții greu de imaginat în închisoare. În povide acestor greutăți, regina a arătat curaj și demnitate, întâmpinându-și sfârșitul cu tărie. La 16 octombrie 1793, a fost executată prin ghilotinare, devenind o victimă a furiei revoluționare. După moarte, Maria Antoaneta a rămas o figură polarizantă, văzută de unii ca simbolul luxului necugetat, și de alții ca o victimă a unui destin nemilos și a unei propagande nedrepte. Imaginea sa a evoluat de-a lungul anilor. Transformând-o într-o figură tragică și într-un simbol al unei ere apuse. Astfel, Maria Antoneta rămâne o figură complexă, o tânără regină prinsă între standardele unei societăți aristocratice pe cale de dispariție și revolta unui popor înfuriat care i-a atribuit vinovății de care poate nu era pe deplin responsabilă.